Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere despre ceea ce gândește despre voi o persoană care este în gândul vostru în momentul în care alegeți unul din seturile de cărți. Puteți să vă alegeți fiecare set de cărți pentru o singură persoană. Maxim două seturi de cărți pentru o persoană dacă vreți voi să fie mesajul mai complex. Dar eu zic să nu intrați în confuzii, limitați-vă totuși la un mesaj pentru că o să facem și eu și colegii mei sunt convinsă că facem genul acesta de talări periodic și vă puteți completa mesajul săptămânal, chiar zilnic, dacă simțiți nevoia. După cum vedeți, aveți 300 de cărți. Numărul 1 este acesta, nu știu cum le zice. Numărul 2. Numărul 3. Dacă vreți să puneți pauză și să vă gândiți, să meditați la fiecare, aveți voi motivele voastre după care vă selectați. Eu știu, culoarea ochilor, culoarea părului, energie mai pământeană, mai subtilă, mai. Hmm. Numărul 2 și numărul 3. Vedeți. Acum eu o să pun cărțile deoparte. Și încep să fac etalarea pentru numărul 1, dragii mei. O să de data asta aș vrea să, a, ah, în primul rând înainte să fac etalarea, să vă transmit uh, un mesaj. În primul și în primul rând, se gândesc la casă și la bucurie, două noțiuni poate pentru unii să fie total diferite. Casa să reprezinte să aibă o anumită atmosferă și bucuria pe care sufletul lor o simt în preajma voastră să se întâmple în altă parte. Pentru unii, nu obligatoriu, Deci pot să fie, vom vedea ce apare în etalare. Pot să fie două energii diferite sau pot să fie două energii uh, care se completează. Acasă voi sunteți acasă pentru ei și se simt bine. Și abia așteaptă să vă întâlniți și să vă bucurați de un spațiu, de un ambient împreună, să aveți activități împreună și să vă aduceți bucurii, stabilitate, pasiune, să vă re... aprindeți pasiunea eventual. Pun cărțile deoparte la capătul setului de cărți, șase de băte. Ori eventual vor să vină să vă cucerească, ori vor să se bucure de această, nu știu, relație. Hai să vedem totuși ce alte mesaje mai vin. Aș vrea să dau totuși lumânarea deoparte. Ați văzut-o că este, sunt și bețișoare și aș vrea acum, în această etalare, să folosesc, iaute, să folosesc totuși și cărțile invers. Atunci, în acest context, patru de bute devine invers. E o situație acasă destabilizată. E o problemă acasă, e o problemă acasă. Numărul 1. Ce gândește despre voi în această perioadă? Puteți să ascultați și în decembrie. O dată. De două ori. De trei ori. în cărțile. Nu vă speriați când apar cărțile și invers. A, ah, steaua. Foarte frumos. Steaua. Împărăteasa invers. Hmm? Magicianul invers. Patru de cupe invers. Simt nevoia să mai. Uite, au venit două. Am vrut să iau încă o carte și au venit două. Faetonul și Marea Preoteasă invers. Astea vor sta împreună. A capătul setului de cărți, 5 de cupe în poziție normală. Uh, cu siguranță le este dor. Ceva s-a întâmplat între voi doi. Ori, pentru că a apărut 4 de băte care, în momentul în care am uh, amestecat cărțile, s-a răsucit cu capul în jos. O situație acasă care s-a destabilizat sau ceva. Dacă voi sunteți în casa lor, ceva e destabilizat. Dacă ei sunt căsătoriți sau stau acasă cu părinții, situația de acasă nu e tocmai roz. Nu e tocmai roz. Ideea este că întâlnirea cu voi totuși le dă speranță. Simt că sunteți destinul lor măcar o perioadă și sunteți predestinați să fiți împreună și să vă vindecați și să vă împliniți niște vise, chiar dacă acest destin poate să fie atins mai greu. Ce mai simt? Ce gândesc? Gândesc că dacă au o mamă, o mamă posibil sau o soție al unora, să aibă o influență nu tocmai pozitivă. Faptul că a venit împărăteasa invers ar putea să fie influența unei mame în această poveste. Iar magicianul invers a unei mame, a unei soții, mama copilor, da? Sau, dacă nu e niciuna și nici alta, este un personaj feminin destul de egoist, manipulator, care își dorește lucruri materiale și mai puțin creștere spirituală. Și din cauza acestei energii au pierdut eventual ocazia cu voi și stau și regretă. Am văzut cinci de cupe, da? Regretă că s-a pierdut ocazia. niște, da, s-a stat pe loc s-a stat pe loc, dar această stagnare, iau te iar reapare, da? Stagnarea aceasta, care e datorită unor probleme acasă. unor probleme care țin de casă. Poate casa lor nu e tocmai cel mai bun ambient. Am zis că am vrut să mai iau încă o carte. Au venit două. Faetonul invers, Marea Preoteasă invers. Faetonul arată victoria. Am văzut șase de, de băte. Dar șase de bâte ar putea să fie un egoi, personaj egoist în viața uneia dintre voi, mai degrabă alor lor, că vorbim totuși despre ei. Și din cauza acelui personaj, nu poți să ia decizia corectă în această perioadă, faito. nu, nu poți să vină înspre voi. Marea preoteasă în acest context. Pentru că amândouă sunt se semne de apă pentru un fel sau altul și mare preoteasă și faetonul, rac ca și castă, ca și simbol neapărat zodie. În acest context încă hm. au de vindecat. Au de vindecat niște probleme. Cu un personaj manipulator, cu o influență negativă, feminină în mod special și din cauza acestei influențe negative nu pot să manifeste, dar nu pot să manifeste dragoste adevărată, nu pot să manifeste abundență, nu pot să manifeste armonie din cauza acestei influențe. Și uite, așa pierd ocazile. Și totuși își doresc să nu mai piardă, dar tot speră, pentru că patru de cupe poate să fie și. Da. Speră că vă veți întâlni, că tot am văzut trei de cupe, da? Se întoarce patru către trei, că tot e invers. Speră că la un moment dat vă veți întâlni, chiar dacă nu tocmai în această perioadă faetonul, repet, a venit invers. Încă nu sunt conectați la intuiția lor, pentru că există această influență. Hai să și clarificăm. O dată, pe două ori, clarificăm pentru numărul 1, pe trei ori ce gândește despre voi. Bani. Mai amestec. Acum simt nevoia să vină cărțile invers. Ok. Regele de spade. E cam supărat acest rege de spade. Clarificăm împărăteasă. Clarificăm împărăteasă. Hai, uite, tot a sărit aici. Tot se vede. Ia uite. Un patru de spade și regina de monede. E o stabilitate. Nevoia de stabilitate la care încă se gândesc, meditează. Meditează și regele de spade. E cu Sabia în jos, se gândește. Patru de spade. Pe de-o parte, trebuie să se vindece de această influență de acasă, ora soției, ora mamei, ora nevoilor materiale, ori o stabilitate care încă nu există și trebuie creată, meditează la acest lucru. Nu mai este. Împărăteasa, vă rog. Clarificăm împărăteasa. Te rog. Clarificăm. Sfântul Duh, împărăteasa. Clarificăm împărăteasa pentru numărul 1. Ce gândește numărul 1? Despre cei care au ales aceste se de cărți. Opa, așa. Uh -huh. Asul te băte invers. Magicianul. Clarificăm magicianul. Lumea invers. Hm. Patru de cupe invers, rog frumos, clarificăm patru de cupe invers. Nu, de cupe. Foarte multă tristețe. Hm. Interesant că s-a oprit aici la Regina de Cupe. Dragoste este. Dar dintr-un motiv, dintr-un motiv, ceva s-a întâmplat, ceva nedrept. Ori în viața lor separat de voi, ori Știți că dacă stăm în preajma unor, unor oameni, dar faptul că nu se poate manifesta această fericire este o, o nedreptate într-un fel sau altul, este un dezechilibru emoțional, deși dragoste există. Clarificăm și Python. Universe. De ce invers ca De ce invers? Destulă tristețe. Faetonul invers, vă rog, nu-ți clarificăm faetonul invers pentru numărul 1. Ne-au venit două cărți. Toate invers. 5 de băte invers, clarificat de 6 de cupe invers. La capătul setului de cărți, 10 de băte. Și asul de monede. Și 6 de monede în poziție normală și totuși acest valet de băte invers, care arată totuși că există o atracție, dar nemărturisită din cauza unor dezechilibri, unor dezechilibre sau din cauza unui personaj foarte dominator acasă sau în preajma lor, neapărat acasă, dar împăratul reprezintă casă, numărul 4, reprezintă un soț, un tată, un profesor, un șef, este o influență negativă, există un personaj care domină viața lor. Și totuși își doresc să se echilibreze, își doresc să aibă o, o, relație, să înceapă ceva nou, o relație de lungă durată în care să și primească pe cât dau. Pentru că în acest moment au încărcă multe responsabilități și, și apăsătoare situația din viața lor. Repet, poate să nu aibă nicio treabă cu voi. Depinde, că am văzut trei de cupe. Și patru de bâtă de la început. Unul poate să fie într-o căsnicie sau într-o relație sau acasă cu părinții. Și trei de cupe să reprezinte relația dintre voi, bucuria dintre voi, care este provocată de niște situații. Regele de spade și steaua. Posibil marcaș puternic pe a unuia dintre voi, dar regele de spade meditează la acest potențial. Într-un fel sau altul îi ghidați, chiar dacă trec prin probleme, într-un fel sau altul îi ghidați. Asta este prima carte, cea mai puternică, da? Ce gândesc despre voi? Că sunteți ca o stea. Interesant că și aici este o atmosferă tot nocturnă, da? Sunteți ca o stea pentru ei. Însă trebuie să înțeleagă logica acestei lumini. Și cum ar putea să se vindece dacă nu recunosc? Aici este problema. A apărut șase, șase decupe invers, împărăt, Marea Preoteasă invers. Încă nu sunt conectați la intuiție. Steaua este conectată la intuiție, are al treilea ochi deschis, da? Comunică cu stelele, cu astrele, cu alte dimensiuni, cu îngerii. regiul de spad este foarte logic. Și aici este provocarea lui. Încearcă această poveste predestinată ca să Vă vindecați unul pe celălalt, încearcă să o analizeze prea mult în loc să o simtă și să se lase un pic în voia emoțiilor și în voia evenimentelor, să fie un pic mai flexibil. Unde vreau să ajung? Am zis, Marea Preoteasă este invers, nu sunt conectați la intuiție și a venit și șase de cupe invers. Relația este foarte profundă între voi doi, da? Doar apare stea, da? Este foarte profundă. Există telepatie. Dar, într-un fel sau altul, am senzația că neagă aceste lucruri, Neagra, neagă emoțiile și neagă emoțiile, pe de-o parte, într-un fel, inconștient. Ar dori să se bucure când sunt în preajma voastră. Clar se bucură, dar datorită unor situații care nu cred că au legătură cu voi, au tendința să nege această întâlnire karmică, întâlnire, am zis, predestinată, poate veni, nu că poate, cu siguranță veniți din alte vieți, nu? Șase de cupe, asta înseamnă, v-ați întâlnit într-o altă viață. Dar pentru că există această influență, încearcă să ne nege. Nu, nu există vieți anterioare sau ce mai contează din ce vieți ne regăsim, dacă acum avem de trecut prin atâtea probleme. Iar 5 de băte invers, o să zic și acolo ce înseamnă 5 de bâte invers. În continuare, această influență, dacă este influența cuiva, pentru unii ar putea să fie. Influența cuiva negativă, împărăteasa și magicianul. Hm încă nu au rezolvat problemele cu acest personaj. De-aia apare și steaua și ei trebuie să se vindece în viața lor particulară sau separată de voi ca să se manifeste adevărul în această poveste. E bine măcar că a venit regele de spade în poziție normală, este minunat. că tot avem ca și subiect ce gândește. Încearcă să fie corect, totuși pentru că a existat o nedreptate în felul în care s-a manifestat această poveste într-o formă sau alta nedreptatea, voi trebuie să știți cum s-a manifestat. Dacă există o mamă sau mama copiilor sau un alt personaj, repet, manipulator, asul de băte a venit invers într-un fel sau altul și au pierdut interesul pentru acest personaj și totuși lumea, iar este și a invers, trebuie, încă n-au învățat lecția, chiar dacă au, au început să-și pierdă interesul, pasiunea, atracția pentru acest personaj, încă nu pot să încheie acest capitol pentru că n-au înțeles lecția. de a zis au de meditat foarte mult de gândit. Nu știu cât de mult la, la voi, cât la această influență. Da, repet, pentru cei care aveți Știți bine că există o altă influență. Interesant că și 4 de cupe a fost clarificat, de 9 de cupe invers. 9 de cupe invers merge către 8. Eventual încearcă să se detașeze emoțional de această tristețe. Încearcă pentru că într-un fel este bine să te detașezi emoțional de tristețe ca să poți să înțelegi alte lucruri, mai, eu știu, să nu intri în depresie. Poate și voi v-ați separat de ei și lăsați un pic în pace să-și rezolve problemele. Ar fi bine. Ar fi bine. Repet, multe cărți au venit invers și asta înseamnă că au foarte mult de lucru. Dar foarte bine că primele au fost în, pozi sunt în poziție normală. Și repet, sau vă rearăt la capătul setului de cărți 10 de băte. E o situație apăsătoare. Acum, dacă separarea uh, s-a produs între voi și aceste cărți vă pot reprezenta pe voi. Poate voi vați. Uh, nu mai vreți să manifestați cu ei dragostea, pasiunea din cauza unor probleme, a unor intervenții, a unei poate hiperanalize, a unei negări emoționale, cum am zis mai devreme, și atunci ei trebuie să să-și găsească răspunsurile. De ce v-ați retras dacă nu are legătură cu o altă femeie și simțiți că sunteți voi aici, împărăteasa asta sa, magicianul? Da? Puteți să fiți voi care vă retrageți dragostea, nu mai vreți să manifestați nici pasiune, nici dragoste, nici uh, empatie, nici amabilitate, nici abundență. O perioadă. Capitolul încă nu e încheiat, da? O perioadă. Până își înțeleg și ei lecția, poate până înțelege și voi lecția. Amândoi aveți de învățat, nu doar unul, da? Eu simt că e o separare între voi. Am zis, faetonul a fost clarificat, faetonul invers a fost clarificat de 5 de bâte invers. 5 de bute invers care înseamnă neimplicare. 5 de bâte înseamnă implicare, faetonul la fel, 5 merge către 6, 6-7, da? Amândouă, în poziție normală, înseamnă determinare, luptă pentru victorie. Faetonul înseamnă victorie, 5 de bâte înseamnă luptă cu concurența, cu influențele negative, da? Ei, faptul că au venit invers înseamnă că încă în, acest, în această perioadă nu se pot lupta, nu au, ce nu au, energie, ce nu au, posibil nu au energie. Poate că au consumat-o, o consumă, ia uite, în aceste responsabilități. Da, sunt convinsă că acolo se consumă energia. În responsabilități, în căsătoria aceasta nefericită sau într-un job sau într-o familie pur și simplu nefericită. Și n-au energie să se zbată pentru această relație să meargă. O perioadă, evident că o să mai facem. E o perioadă, poate să fie o săptămână, două, și la un moment dat să hotărească să ia taurul de coarne, faetonul, și să meargă mai departe. Energia există, dorința există, dar totuși nu au putere. N-au -au determinarea aceea care trebuie să o aibă, faetonul, nu? Și cinci de băte invers merge către patru. Asta pentru că patru, ce? Aduce probleme. Nu probleme cum am văzut mai devreme. Eu simt că sunt niște probleme acasă, așa simt eu. Aș vrea să-și comunicați. Și repet, nu e obligatoriu să fie căsătoriți, poate stau cu mama sau poate nu stau musai cu mama, cu frații, dar se mai vizitează sau aceștia au nevoie de ajutor sau cine știe ce le bagă în cap, influențează manipulatorul, da? că personajul respectiv nu-i bun de tine sau că eu știu ce faci, tu ești fericit, fericită și noi suntem nefericiți, o știți bine că sunt mulți oameni care fac așa. Și în familie, de ce să fie celălalt fericit când noi suntem nefericiți? Sau când alții sunt fericiți? Hai să și amestecăm un mesaj. Ce se gândește în această perioadă? Numărul 1. Într-un vid. Am zis, băi, deci nu se poate. Uitați ce frumos vine mesajul și ce se leagă. Sunt într-un vid în acest moment. Trebuie să-și găsească lumina și primele cărți. Care este steaua? Aici sunteți voi femeia divină sau chiar dacă sunteți bărbați, poate sunteți unii, unii care ați crescut spiritual și trebuie să luminați calea unei doamne. Da? Sunt într-un vin, într-un turbion energetic. Dar sunt chemați la lumină și asta e minunat. Și voi împreună va trebui să găsiți lumina, să, să mergeți împreună către lumină interesant cum simt acum acest mesaj da? o persoană ia uitați-vă și voi, da? e prima oară când văd chestiunea aceasta da? o persoană are formă este definită da? cealaltă încă nu e definită, unul dintre voi trebuie să-și rezolve niște lecții să se vindece, da? aici este marea preotease pe aceeași cromatică interesant, e cu capul în jos, da? ar putea să fie exact această persoană care încă nu s-a conectat la intuiția sa sau dacă s-a conectat într-un fel sau altul o refuză datorită sau refuză să asculte intuiția, nu neapărat că poate, poate e conectată, dar are multe probleme. Are multe probleme. Și în ce sens nu e definită? Nu e definită în această poveste, în acest cuplu. Unul cam știe ce vrea, știe ce poate, știe ce, ce își dorește să ofere celălalt încă nu știe. Da? Parcă e o persoană aici nedefinită. De-abia acum apare o mână, un pic, un pic se definește un piept, un cap, celălalt este bine conturat. Da. Dar, dar, vă veți ajuta, într-un fel sau altul, să vă găsiți lumina. Interesant. Probabil că pentru unii aveți aspect nodul nord-soare. Și atunci sunteți atrași de soarele celuilalt, dar este foarte greu. Pentru că aveți în spate nodul sud, da? Trecutul sau viața, eu știu, care vă, vă creează dependență a unuia sau a celuilalt. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Și nu e obligatoriu să fie soare, pentru că avem totuși stea. E o planetă care, care aduce, aduce lumină în viața celuilalt. Da. Interesant. La capătul setului de cărți avem aici, ia uite. Riding the cosmic wave. Numărul 60. 6 înseamnă echilibru, da, dar 6 de cupe a venit invers. Aici este. Încă nu... N-au nici energie, n-au nici înțelegerea necesară, deși o caută, o caută și vă rugați, pentru că stea înseamnă și rugăciune, ar fi bine să vă rugați, să accepte această, acest val cosmic, emoțional, spiritual, care v-a adus împreună și vă poate duce acest val către lumină. Da? Dar ce trebuie să se conecteze? Ce lipsește aici? Și ce ce avem în această carte, rozul, da? dragostea. Dragostea aceasta trebuie înțeleasă. Pe de-o parte, posibil, <coughs> uite, mai simt un mesaj. Sunt obișnuiți să, să refuze dragostea și comunicarea și să lucreze mai mult din impuls sexual brut, unii. Nu toată lumea. Evident. Dar țineți mesajele pe care le-am dat mai devreme. Pentru un anume grup destul de restrâns, probabil că e această tendință și aici este lecția pe care trebuie să o învețe. Să comunice clar în cuplu. Să învețe să manifeste. Cum manifesti? Cu pasiune și cu dragoste. Trebuie să ai toate cele patru elemente. Ba chiar cinci. Și credința. Credința e cea să zicem, da? Dar emoțiile sunt toate... Răsturnate, pasiunea este manifestată greșit, dragostea la fel, pentru unii, nu pentru toată lumea. Da? Repet, repet, repet. Și aici este lecția neînțeleasă. Cam atât deocamdată. Chiar dacă e un pic mai tristă etalarea, sper că. Înțelegeți că este doar un moment în viața lor, în viața voastră și îl veți trece la un moment dat. Dacă vreți, evident, dacă vreți. Acum, hai să trec la numărul 2, cei care ați ales aceste de cărți. Aceste de cărți care ar avea parcă un mesaj, da? Valetul de băte. Nevoia de a comunica pasiunea. Atracție. Este o atracție teribilă între voi. dar și nevoia de a comunica această atracție. 4. De monede. Probabil unul e mai tradițional și această atracție este, îi provoacă să iasă din, din stilul lor de viață tradițional. Hai să-și este cărțile. Am zis că o să folosesc și cărțile în poziție invers. La capătul setului de cărți, regina de bute. Multă, multă atracție. Unii dintre voi sunteți foarte atrăgători spectacoloși, artiști ca și fel de exprimare, poate neapărat ca și carieră, dar fel de exprimare un fel de exprimare artistic aveți inima deschisă e semn de foc, dar pe nuanțe de verde, aveți inima deschisă și aici este îi scoateți din tradiție eventual, din timiditate în acest moment simpatru patru de monede și timiditate poate să fie și un fel de a fi strict datorită educației primite. Ia, ce-a vrut să se arate? Cavalerul de cupe și diavolul. oh uh, uh, yes! La ce se gândesc? Obsedanțe gândesc cum să vină înspre voi și să-și ofere emoțiile și să-și exprime emoțiile și, eventual, să vă invite la o întâlnire. E adevărat o obsesie. Hm. Hm. Numărul 2. Ce gândește despre voi, cei care ați ales aceste de cărți? Hai să vedem. O dată. De două ori. De trei ori. Și te... De... Ia! Ce să mai tai mai? Uite, stai invers. La primul set de cărți a venit stai în poziție normală. Aici a venit în poziție invers. Vine. Hmm. Într-un fel sau altul, sunt niște lucruri încă Ce, și-au pierdut speranța? Nu ah. Rămâne de văzut ce alte cărți apar. Ori și-au pierdut speranța, ori nu cred în influențe mai profunde. Poate sunt atei, poate sunt, au tendința, sunt niște persoane mai uh, tehnice, științifice și sunt, au tendința să nege influențele astrale. Hmm. Ok. O dată, de două ori. Să vedem ce a ieșit. Extraordinar! Tot aici am tăiat, în fața voastră. Tot aici a vrut să se arate. Cine? Cavalerul de spade. Invers. Puff. Împărăteasa invers. Oarecum seamănă, dar mh, cu prima italare. Asul de spade. Tot invers. Fantastic și îndrăgostiții în poziție normală în sfârșit în sfârșit da, trebuie să aleagă și să gândesc, cu acest as de spade invers, trebuie să să tacă cavalerul de spade iar a venit în poziție care exprimă meditație cavalerul de spade este unul dintre cei mai iuți manifestori cei mai de acțiune, eu știu, mesageri, îndrăsneți, direcți, dar a venit invers. Deocamdată stă. Împărăteasa a venit și ea invers. Din cauza aceasta nu se manifestă creșterea, abundența. Își rețin dragostea. Există, da, iar există o tendință prea logică a lor. Cu steaua invers am zis, poate că sunt, pentru că sunt multe spade, ar putea să fie niște persoane tehnice care cred mai puțin în Dumnezeu noastră în lună, în stele. Și totuși a venit această dragoste. Mm -hmm. Dar ce e interesant în aceste de cărți, există și un înger, există și un diavol. Cine vă Că am văzut diavolul mai devreme. Cine vă va uni? Aici este alegerea. Obsesia atracția mare, că am văzut de atracție, am văzut, da, valetul de băte și regina de băte, atracția dintre voi, sau potențialul imens de vindecare, pe care ei încă nu-l cred. Pentru că ei nu cred în îngeri. Poate nici în diavol, dar fericirea celui negru, nu? Bucuria lui. Că celălalt nu manifestă credință. Și totuși, aici este la ce se gândesc. Deocamdată tac și se gândesc clar că își doresc să comunice, dar nu degeaba ați, ați, căutat la această etalare. Există o tăcere între voi. O să și clarific. Interesant. În aceste de cărți sunt puse altfel zodile, nu așa cum ne știm noi, dar în mod special se arată în acest as de spade balanța și săgetătorul. Și da. Și vărsătorul dar. Balanță, vărsător săgetător. Nu ce este. Dragoste aceasta îi provoacă să crească spiritual. Dar din niște motive, deocamdată nu am speranță că se va manifesta ceva, că se va manifesta dragostea. Poate cred mai mult în această atracție, dar nu în dragoste. Înțelegeți? Pentru că împărăteasa înseamnă dragoste, înseamnă abundență, înseamnă creștere, înseamnă spor. Nu cred că puteți, cel puțin în această perioadă, nu cred nu cred, neagă, da, aia sunt și spadele invers și steaua invers, nu cred, sunt într-o fază foarte negativă. Nu cred că puteți avea spor, deși dragostea există. Și aici este momentul lor de alegere. Mare grijă să nu se lase influențați de acest diavol și dacă se lasă influențați de gândurile negative, evident că dragostea aceasta specială, Va intra o perioadă într-un stand-by până își regăsesc, eu știu, optimismul, credința, răspunsurile la întrebări, speranța, încrederea. Hai să și clarific. La capătul setului de cărți, trei de mone de invers. Iar, 6-7, Uitați, vedeți șapte de cupe. Sunt într-o confuzie. Există emoții, există dragoste, visează. Poate au și fantezii, dar trei de monede este invers. Nu cred că puteți colabora, nu cred că puteți crea. Ia uite. Această carte este. Nu, nu norma. e normal. E Da, încearcă să se detașeze. Încearcă, dar nu reușesc. Și împăratul, tot invers, a venit. Împăratul și împărăteasa. Dacă sunt căsătoriți, ar putea să aibă ceva probleme acasă. Dacă sunt căsătoriți. Dacă voi sunteți căsătoriți, e o problemă acolo care este nerezolvată, nevindecată. Încă. E o confuzie emoțională, șapte de cupe. Hai să vedem ce alte mesaje mai vin. Hai să și clarificăm. O, da. ah. ce vrea să zic? Ah, în plus. Cinci de, a? Ah? Cinci de spade. Conflicte mentale. Nici nu trebuia să primez, dar am primit confirmare. Mulțumim de confirmare. Mulțumim de confirmare. Clar că sunt niște conflicte mentale în care stau. Că tot avem gânduri și gândesc. E un conflict. Poate există și o gelozie din partea cuiva. Posibil să există și o influență negativă a cuiva. Posibil. Și să le bage în, în minte diferite cuvinte, care -ă, acest cavaler de spade poate să fie foarte negativ uneori, da? Și faptul că a venit invers, da? Cineva are tendința să le spună cuvinte negative și atunci ei își pierd speranța. Șase de monede invers. Hai să clarificăm. Clarificăm -ă, steaua invers. Ah, au venit două, două, sunt prea multe. Steaua invers, te frumos, pentru numărul 2. Nu vă speriați când apar cărțile inverse, sunt mult mai sincere decât atunci când sunt super ordonate. Steaua invers, te frumos, clarificăm, steaua invers. Pentru numărul 2. Dar sunt multe cărți. Ce e? Magicianul, 8 de monede și Regina de monede. Hai să mai lăsăm și așa. Primele cărți în poziție normală. Aici este. Sunt foarte concentrați pe material. 8 și cu 1, 9. Pe de-o parte vor să-și găsească independența dacă sunt singuri. Da? Să manifeste independență, să muncească pentru creșterea, stabilitatea lor financiară. Iar manifestor, magician, 8 de monede, muncă, descoperirea unor calități da? și stabilitatea aceasta a de monede. Probabil că ei nu, nu stau foarte bine din punct de vedere financiar, unii dintre ei, și trebuie să muncească. Din acest motiv, nu au speranță. Cum să se uite la mine dacă eu nu am bani să asigur stabilitate, da? Dacă eu nu mi-am uh, manifestat încă valoarea într-o formă sau alta. Pe de-o parte, pe de altă parte, am zis, există și o tendință de negare, de negativism și încearcă să fugă de, eu știu, de această decizie care e foarte importantă și trebuie luată în și să fugă în muncă. Consideră că doar ceea ce muncesc ei le dă încredere. N-au încredere în alt fel de lucru decât în cele Realizate cu mânuța lor, înțelegeți, da? N-au încredere. Regele de bute invers a venit. Și marea preoteasă, iar. N-au în... încredere. Nu, nu au încredere în ei. Din niște motive. Voi poate ceda de ce n-aibă? Că uite, e un nou minunat, o femeie minunată și totuși n-are încredere. Asta e. Posibil. Calificăm valetul de spade invers, rog frumos. Pentru unii se gândesc că voi manifestați lucruri deosebite, 8 și cu 1, 9, regina de monedă, da? Preîmpărăteasă, regina de monede, manifestați spor, aveți unii dintre voi alt mesaj, da? Și sporul vostru le, îi fac să-și piadă încrederea, ei se simt mici pe lângă voi. Un mesaj pentru unii dintre voi, nu pentru toți. Cavalerul de spade, Invers. Clarificăm cavalerul de spade invers pentru numărul 2. Cavalerul de spade, te rog frumos. A, ah, unde, unde ești? Unde ești? Unde ai sărit? Aici. Șapte de cupe astăzi. Au opțiuni, într-adevăr. Nu zice nimeni că nu au opțiuni. Dar, în acest context, un, sunt un pic confuz emoțional. Cavalerul de spade... A intrat. Deci, toate gândurile s-au pierdut în emoții. Deși este prima carte de apă, totuși, eu cred că există emoții între voi, că altfel nu ar fi apărut acești îndrăgostiți. Această carte, nu? Iar cană majoră, totuși. Dar, există o confuzie. Cinci, iar conflicte mentale, în legături iaute. În legătură cu ce. 2, 4, 8 de cupe. Ar vrea să se detașeze emoțional și nu pot. Și se dezechilibrează. Probabil am zis ceva legat de balanță, parcă. Se creează o, o nedreptate, o, un dezechilibru, încă. Uh, da, nu. E și în temperanța, invers. Iar oameni logici, poate prea pragmatici, care trebuie să descopere, probabil în relație cu voi, ar trebui să descopere divinitatea, emoțiile. Hai să mai vedem să inversă. Ce a venit împărăteasa... E, în sfârșit, o carte bună. Adică în poziție normală. Roata norocului. Aici este o întâlnire predestinată în care ei nu, au, nu cred. Aici este. Nu cred că pot să aibă spor, dar întâlnirea s-a produs. Este o întâlnire karmică, intensă, care le răstoarnă lumea. E în poziție normală. Sănătoasă. Energiile trebuie să se schimbe. Ei trebuie să-și schimbe gândurile, să iasă din acest negativism și din confuzie. La capătul setului de cărți, patru de, de monede, pe care cred că l am văzut mai devreme, da? Dar a venit invers de Nu dată. N-au putere, n-au... -au, au, au multe de învățat. Sunt destabilizați, sau -au, nu, nu că n-au putere, n-au încredere. Sunt un pic destabilizați din cauza acestei întâlniri. Hai să mai vedem. Clarificăm asul de spade invers. Începutul este roata norocului. Da? Da. Ce am văzut? Ceva s-a răsucit aici. Ia să vedem. Hmm? Sau mi s mi s-a părut? Probabil că mi s-a părut. Asul de spade invers, rog frumos. Asul de spade invers. Asul de spade. Uitați ce greu vin, și cărțile, pentru că sunt nehotărâți. nu n -au, n au speranță, nu au încredere. Asul de ah, în sfârșit. Oh, ce frumos! În sfârșit cu pe mai a zis că e dragoste. Dar deocamdată o neagă, nu vor să exprime. Pe de-o parte, astfel de spade invers înseamnă refuzul de a exprima aceste emoții, această dragoste. Și la fel, șapte de cupe Refuz, refuză să exprime faptul că dintre toate opțiunile voi sunteți cea mai, cea, cea mai deosebită, da? Și au tendința să viseze, dar ca să nu viseze la voi, pentru că își pierd speranța, e o neîncredere, se cufundă în muncă. Așa simt. Ia uite, luna. Luna invers. Turnul invers. Aici este. Trebuie să se producă această răsturnare de situație în viața lor. Trebuie să-și schimbe felul în care gândesc turnul invers și încă refuză. Amână, amână acest, acest, turn. Amână transformarea. Dar va trebui exprimată. Luna invers, în acest moment, o simt ca pe o frică. O simt manifestarea lunii varianta sa negativă. Pentru că luna înseamnă și... Are și simboluri pozitive, da? Tot așa, ca și când și-ar băga luna, lumina, lumina emoțiilor și le-ar le acoperi cu cu o pătură de frică sau de negativism. Clarificăm îndrăgostiții, tăluși frumos. Dar de ce nu au încredere? Nu știu. O să mai încercăm să mai aflăm. Clarificăm îndrăgostiții. clarificăm îndrăgostiții, te rog frumos, pentru numărul 2. Hai! Hai! Îndrăznește! Exprimă! Nu mai place așa! Numărul 2. Îndrăgostiții, te rog frumos, clarificăm îndrăgostiții. Ne nehotărâre. Asta e. Vedeți și voi, vedeți pochișorii voștri, da? Am este cărțile în fața voastră. Ia, ce Ia. Tot carte invers. Cât e asta? 6, 7. 7 de bute invers. Hm. Mai dăm o carte pentru acești șapte de Ă? Ah, ce e aici? Lumea. Hmm. Trebuie să, să, renunțe la o familie, la... pe de-o parte, pentru unii. Marele preot pentru mine înseamnă contract familie. Și probabil că acolo în familie au fost învățați să nu creadă decât în bani, pentru că totuși male preot e reprezentând printre altele și Zodia tu Zodia Taului este foarte posesivă în sens financiar, da? Acum nu vă simțiți atacați, eu vorbesc despre simbolistica în general, nu despre vreo zodia nume. Părut lumea. Hm. Pentru unii, posibil să fiți la distanță foarte mare unul de celălalt și această distanță sau unul să fie. Pentru că a apărut și steaua, da? Unul să fie un personaj care lucrează cu publicul. Și în cauza aceasta celălalt să nu se simte la fel de strălucitor, de apreciat. De... Și din acest motiv se implică foarte mult în stabiliza... stabilitatea asta financiară, înțelegeți, în muncă. Ca să ajungă să-și recreeze cât de cât o, o valoare sau să-și o creeze, nu neapărat recreeze, să-și creeze o valoare care să-i aducă mai aproape de valoarea voastră. Pentru unii, nu pentru toți. Acum. Șapte de bute invers. Înseamnă că nu au granițe. Nu au granițe personale. Și trebuie să învețe această lecție a granițelor personale. Și în ce sens granițele personale pot să fie mentale sau fizice, evident. După cum vedeți, în aceste decărți, cărți, îndrăgostiții au două influențe. Granițele personale sunt atacate mental de gânduri negative sau de educație, o educație negativistă. atei, cum am zis mai devreme, da? Clar, cu marele preot invers, probabil că nu cred în Dumnezeu, nu cred în religie, nu cred în niște principii, sunt un pic neortodox și într-un fel... neortodox poate să fie și într-un sens frumos, adică să fie un pic neconvențional, dar asta nu înseamnă că... Ia uite, nu, nu vor să asculte. Îngerii, intuiția. Hmm. Și aici este faptul că au venit granițele personale invers. Nu au granițe. Hai să mai dăm, mai dăm o carte, șapte de pute invers. Trebuie să înveți această lecție. Pe cine lași să te influențeze? Ce asta? 2, 4, 9. Iar alte granițe, altfel de granițe, 9 invers, 9 de bute invers, 7 de bute invers. A fost. Hmm. Unii dintre ei, cel puțin unora, le lipsește tenacitatea. Dar asta apare în momentul în care ai încredere, nu? Există o logică, mai ales că e și la sfârșit. Trebuie să ai încredere ca să fii tenace, nu? Trebuie să ai încredere în tine, în destinul tău. Pe de o parte nu cred în destinul lor, nu l-au definit, nu l-au înțeles. Steaua înseamnă și destinul lor, da? Nu musai în relație, doar în relație cu voi. Dar relația în vo cu voi, pentru că apar acest îndrăgostiți îndrăgosti care reprezintă și zodia gemelor, să nu neapărat zodia gemelor, cât casa gemenilor, a comunicării, a informării, da? Trebuie să învețe să selecteze informațiile primite, să selecteze influențele. Că gemenii pot să fie versatili, dar, repet, nu mă refer la zodie ai cât la simbol, da? Mercur este foarte versatil. Poate să-ți spună o veste bună într-un fel negativ și o veste negativă într-un fel pozitiv, da? Și aici este, sunt două granițe. 9 de băte și 7 de bute invers, care trebuie să învețe ca să poată să aleagă corect în dragoste, să poată să aleagă dragostea și să nu mai simtă confuzii în această întâlnire karmică, au niște lucruri foarte importante de învățat. Mai da, mai clarificăm aceste băte, te rog frumos, că simt nevoia să clarific aceste băte. De ce nu au aceste granițe? Care este motivul acestor granițe? Deși, logic, este neîncrederea, educația neortodoxă, non-spirituală. Și întâlnirea cu voi, karmică, îi obligă să recunoască că au suflet, că au emoții. Și trebuie să aleagă. Clarificăm aceste băte. De ce sunt aceste granițe invers? Și aici este faptul că ele au venit invers. Aici este alegerea. Aici este alegerea. Alegerea este să se lupte șapte de băte, să-și păstreze poziția lor în viață, ce au acumulat, statutul lor prezent. Și să fie tenaci în această relație. Aici este provocarea, aici trebuie să aleagă, da, înțelegeți? Pentru că la îndrăgostiți, ca și la doi de spade, doi de băte, doi de monede, da? Întotdeauna avem două alegeri. Prima alegere este ori stau așa, în non-acțiune, ori acționez, da? Sunt cele două variante. Dar aș vrea totuși, de ce să mai știu? Hai să mai vedem totuși. Hai dăm o carte. Ia uite, asul de băte invers. Iar lipsa, există pasiune, dar nu e încredere. Hmm. Clarificăm aceste și nouă de Bute invers. De ce au apărut invers, rog frumos? Ce o să aleagă? Ce ar trebui să... Hmm? Ia uite, regina de Bute invers. Atracția este... Atracția este posibil Aici este. S-a oprit la acest tarot pe care eu l-am lăsat și cavalerul de băte invers. Aici este alegerea pe care trebuie să o facă. Exact ce am zis mai devreme și mi s-a confirmat. Mulțumesc mult de confirmare. Pentru că nu avem cărți în, în, dublu exemplar, da? Clar. Și atunci, acestea sunt de o parte și aici este de o parte. Regina de băte. Trebuie să-și deschidă sufletul. Am zis că, deși sunt băte, reprezintă semn de foc, sunt colorate cu verde, care reprezintă ceacra inimii. Și aici, acest as de cupe, această inimă, care este atinsă de voi, prin această întâlnire karmică, este negată sau dacă nu este. Adică nu că nu, dacă este clar, este și negată, dar trebuie și înțeleasă. Pentru că este neexprimată pe de-o parte, că dacă ar exprima, în momentul în care tu te auzi vorbind, înțelegi lucrurile altfel. În momentul în care le, le ții acolo acoperite de gânduri negative, nici n-ai cum să le înțelegi. Aici este. Trebuie să aleagă. Să aibă încredere, să vă cucerească, să se bucure de această pasiune, sau să stea în stand-by și să se lase influențați de gânduri negative. Aici este alegerea lor. Și ce e interesant, că la capătul setului de cărți a apărut tarot. Ei nu cred în aceste, aceste energii. Și aici este provocare, trebuie să aleagă, să, să se înțeleagă și din alte perspective. Sunt într un labirint, vedeți, așa se și numește tarotul, labirint. Sunt într un labirint mental. Încă nu știu să manifeste decât chestiuni Sau, hai să nu zic așa că poate sunt prea dură. Ar trebui să, limit, să limitez pardon, colectivul la un număr prea restrâns. Că pot să fie și oameni deosebiți care nu au încredere în ei, da? Voi știți acum cu cine aveți a face. Însă, chiar dacă simt această dragoste, simt aceste uh, emoții, aceste visuri, veniți dintr-o lume de vis, da? Această dragoste e ca un vis pentru ei. Dragostea a venit în poziție normală, da? Și dragostea și asul de cupe și drăgostiții și roata norocului și șapte de cupe au venit normal. Și regina de bâte, da? Atracție există. Și emoții. Simt că le-ați schimbat energia. Dar Dar există o negare. Există o negare. Și stea această lipsă de încredere, aceasta da, a fost clarificată de magician, revin, de opt de monede și de regina de monede. clar au nevoie de stabilitate financiară. Pentru unii poate ați apărut într-un moment foarte critic în viața lor. Uh, și din acest motiv nu au încredere. Simt nevoia să trag o carte să vedem care e soluția. ați în soluția. Deși am zis că în aceste de cărți, în această etalare, vedem ce gânduri au. Dar totuși, care e soluția? ar fi soluția? că văd multă neîncredere. 10. de spade, invers. Să renunțe la gânduri, să renunțe la acest ciclu de, de... sau tendință mentală negativă, negativistă. E un ciclu în care trebuie să iasă. A, mulțumim. E logic, nu? E logic. Asta este soluția. Să renunțe la aceste gânduri. Mulțumim. Ce poate fi mai frumos? Ia uite, șase de coupe, normal. Tot acum toți zic invers. Șase de cupe, normal. În poziție... Perfectă. Puteți să creșteți împreună. Există bucurie din partea voastră, din partea lor. Sunteți suflete perechi. Aici, în momentul în care renunță la această tendință sau influențe, poate că au fost răniți. Nu că poate, cam toți suntem răniți, dar unii stau în acest trecut, în aceste gânduri alții se vindecă. Aici este. Trebuie să vindece. Asul de cupe, am zis, înseamnă și vindecare. Trebuie să vindece tendința de a gândi, de a superanaliza și de a alege variantele negative. Da? Dintre toate variantele care sunt, ei aleg pe cele în care nu se poate. La, da, la, da, la. Da. da? Ia uite. Cavalerul de cupe. Aici, în momentul în care renunță la acest ciclu, această tendință, poți să simtă, să conștientizeze și să și exprime, cavalerul exprimă, toate aceste emoții pe care le simt pentru voi. Și atunci, dacă voi sunteți în așteptare, dar va trebui să mai așteptați un pic. Trebuie să mai așteptați până înțeleg lucrurile, eremitul în poziție normală. Până înțeleg lucrurile. Probabil sunt în o anumită fază în acea perioadă care se numește uh, The Dark Night of the Soul, da? Noaptea cea întunecată a sufletului. Și ați apărut și voi, ai tocmai acum, cine v-a pus? Hai să și clarifi... să nu se clarifică, mai dați-mi un mesaj, un mesaj pentru numărul 2. Că așa se întâmplă cu întâlnirile karmice de destin, da? Roata norocului. Dumnezeu Universul a hotărât să apăriți să apară această dragoste, tocmai ca să se scoată, nu? Iau. Ce zice? Let the feminine lead the way. Lasă energia feminină să conducă, să te conducă. Sau să conducă pe drumul, eu știu, către lumină. Și steaua este energie feminină și asul de cupe energie feminină. Aici este. Eventual, femeia posibil, sau energia feminină care este mai dezvoltată intuiția uneia dintre voi, trebuie să aibă răbdare și să conducă pe acest personaj în direcția cea bună, da? Aici este. 39. Poate aveți vârsta 39 de ani? Da, uite, și ce cromatică, frumos, roșu și verde, exact ce am zis mai devreme. Exact ce a zis mai devreme. dragostea, pasiunea, încrederea, încă trebuie descoperite în relație cu voi pentru că le-au pierdut în alte relații, eventual. Eventual sunteți atât de frumoși, de colorați, încât uh, iar n-au încredere cum eu, așa, sau ei, nu eu, ei. De atât de monocrom, interesant că ați ales și un set de cărți foarte monocrom pe, pe spate, după cum vedeți, nu? Iar și aici este un soi de roata norocului. E o întâlnire de destin, clar. În care femeia trebuie să-l ghideze pe bărbat. Sau bărbatul care a crescut spiritual ghidează femeia care încă nu a crescut. Dar există clar o legătură profundă între voi. Vedeți această panglică? Da? Există. Invizibilă. Eu simt. Dar trebuie să o și înțeleagă. Cam atât. Ia, la capătul setului de cărți, ia uite. Dans comunal. Numărul cinci. Înseamnă schimbare, creativitate. Aveți o misiune împreună. În acest dans comunal, amândoi aveți o misiune. Și celălalt nu știe de ce, 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 ce trebuie să fac. Parcă să iau bâlbâială emoțională și mentală. Aoleu! Trebuie să ieșim în public să vorbim? Suntem flăcări gemene? Nici nu știu ce e aia. Ia uite. Atingere eterică. 2 și cu 7, 9. Iar femeia, femeia divină, aici pe care eu o neagă, a venit marea împărăteasă, femeia divină invers. Și am văzut, l-am dat și împăratul tot invers. Ce știu ei despre bărbatul și femeia divină? Cam nimic. Nu? este. Dacă sunt atei, este de înțeles. Va trebui să aveți răbdare? Va trebui să aveți răbdare. Nu. Și să-i ghidați. Până la urmă, într-o relație nu este importantă nici pasiunea, sexul, nici emoțiile, cât influența pe care o aveți asupra persoanei dragi. O influență pozitivă sau negativă, da? Ia uite. Grația ei. Ea trebuie să-l atragă cu răbdare și cu... Să-l atragă în ce sens? Nu sexual, nici măcar emoțional. Ea sau voi, doamnelor, trebuie să-l atrageți în această lume a spiritualității pentru unii. Așa simt, vă rog frumos, să-mi transmiteți care este realitatea voastră. Acum, haideți să vedem. Numărul 3. Numărul 3 care are acest set de cărți cu fluturaș. Probabil că există flutură între voi. Probabil că amândoi vă transformați în această perioadă. Numărul 3. Ce gândește despre voi? O dată, de două ori. De trei ori. Multă bucurie. Un soare între voi. Multă bucurie. Aveți fluturaș în stomac și unul și altul. Vai, ce frumos au oprit. Doi de decupe. Suflete perechi. Hai să vedem ce se gândește în această perioadă. Sufletelul vostru, pereche! <gântu -i> Justiția. Balanță, pentru unii. Merlin. Zici că e pisicuța mea pe care o cheamă Merlin. Eroul. Frumos. Interesant. Trebuia să amestec, dar o să fac la clarificări la voi. Am zis că amestec cărțile și să vedem și să folosim și cărți invers, dar am început interesant. Așa a fost să fie, da? Patru de monede. Am să facem la clarificări. Patru de monede. Eremitul. Așa a vrut să fie. Vezi? Principiul este o persoană pozitivă. În acest moment, sau relația cu voi, gândurile, voi le transmiteți pozitivitate. Încredere. Justiția. Dar în aceste decări, justiția are numărul 8. Le dați putere și avem și un leu da. Le dați putere. Ce gândesc? Le dați putere. Le echilibrați viața. Și. Ha, -ha Că justiția gândește că doar este semn de aer. Justiția neapărat, nu Zodia, da? Gândește că aveți o vrajă specială și îi transformați într-un erou. Vai, da, ce frumoasă poveste, da? Sunteți ca o comoară pentru ei, patru de monede. O comoară care le arată calea către o altă manifestare a lor, către eroul din ei. Mm. Au multe de povestit. Și în primul rând am multe de descoperit împreună cu voi. Au de descoperit această lumină, eroul din ei. Și pentru acest lucru vor 8 de, de monede. Vor să muncească, vor să creeze stabilitate, vor să-și deschidă sufletul. Aici e cupă, da? Interesant, deși e semn de pământ, e cupă. Și evident au și o atracție, da? falic, clar. Vedeți aici cartea? Să e prea sus, da? Au atracție, își doresc stabilitate. Sunt patru stâlpi, chiar dacă e 8 de monede. Da? 4, 3, 4. 8 stâlpi. Vor să colaboreze, să creeze acest 4 de... Eu acum îl văd 4 de, mone, de, de bâte, da? Să creeze stabilitate armonie, emoții. La capătul setului de cărți, soarele, fai de ce frumos! Dar faptul că apare o lacrimă, când nu sunteți în preajma lor, probabil că plâng, sunt triș, Dar când se gândesc sau se uită la pozele voastre sau și aduc aminte de, eu știu, ce-ați vorbit, ce-ați manifestat împreună. Multă bucurie! Regina de monede, probabil unii dintre voi pictați sau știți să manifestați transformare. Și multă pasiune din partea lor. Uh -huh. Ar vrea să călătorească. Hai, acum a zis la clarificări, folosim și cărți invers. Măcar mm. la clarificări. dată. Nu prea, vor. nu prea vor. dar trebuie. Iac. De două. Și de trei ori. Acestea sunt mai tari, cărțile, și nici nu le-am folosit chiar atât de mult ca cele. aute Ia te iar să <laughs> Ce vrea să sară? Uite, cari sunt într o energie negativă. Nu, nu, nu sunteți voi cei care le dărâmați structura. Eventual răutatea altora le, le le dărâmă niște vise. Hai să vedem. Clarificăm justiția. Clarificăm justiția pentru numărul 3. Dar în principiu este multă pozitivitate. Ia uite, Vindecătorul. Probabil semn de balanță val -ă, și semn de apă pentru unii, dar nu obligatoriu. Dar poate că luna lor este atinsă într-un mod special. Să există în sinastria voastră niște planete de, în semne de case de apă care provoacă vindecare în viața cuiva, într-un fel sau altul îi vindecați. Și aici este justiția divină manifestată, aici este echilibru și dreptatea, îi vindecați, prezența voastră îi vindecă. Chiar dacă sunt înconjurați de albine, de dușman, de acel turn care se dărâbă, voi îi vindecați, aveți așa un fel de a fi poetic, inocent, da. Hai să mai vedem și mai, mai povestim, da au bătut la porți închise până acum. Pe de o parte, dar pe de altă parte, nici nu, nici nu spun încă ce simt. Rămâne de exprimat, la un moment dat o să exprime. Clarificăm Merlin. Ups. 4 de spade invers. Într-un fel este bine. Patru de spade invers înseamnă că au înțeles, da? Au stat, au meditat, au gândit și acum au descoperit acel As de spade care de obicei e pus deoparte. Cum se manifestă? Da, asul de spade înseamnă cuvântare Merlin sau uh, Merlin ține de tot de cuvântare, de manifestare, de magie. Patru de spade. Da, cred că au gândit până acum, eu știu de cât timp vă știți, au gândit, au meditat, au încercat să se vindece și uh, chiar dacă n-au reușit în totalitate, am zis, prezența voastră îi vindecă. Că patru de spate înseamnă și un moment de, de calm necesar ca să-și adune forțele. Ca să ce? Ca să o ia de la zero. Acum vor să o ia de la zero. Au gândit. Au ales să o ia de la zero. Treziți eroul în, în, ei. Aveți această magie specială. Ia să mai vedem. Ce? O spade. Le deschideți chakra inimii, am zis. Le deschideți chakra inimii și îi ajuta să, zi, să iasă din blocaje mentale. Clarificăm patru de monede. De monede. Câte au venit? Au venit două. Nouă de spirale și asul de spirale. Asta, asta înseamnă asul de băte invers și nouă de băte invers. Aha. Imediat vă zic. Au o relație karmică, nu degeaba apare zero și de, nu degeaba apare justiția. Ar putea să fie dorința de a o lua de la zero, în relație cu voi, să-și facă să echilibreze viața cu voi, pentru că viața cu altcineva, cineva patru de de monede înseamnă pentru mine și patru înseamnă și relație karmică. Acum clarificat, înțeleg că este o relație karmică în viața lor de care ar dori să se separe cu justiția, că justiția separă ce e bun și ce e rău, da? Vor să separe relația karmică, să poată manifesta vindecare și eroul și magia pe care o simt în preajma voastră. Au luat deja decizia asta. Această, în această relație karmică și-au pierdut pasiunea astfel de spirale, și nouă de spirale invers, nouă de spirale este tenace, stă pe poziții, nu mai vor să stea pe poziții în această relație care s-a bazat foarte mult pe interese materiale. Probabil că au construit o casă, au pus deoparte niște bani, dar după cum vedeți, acum schimb un pic mesajul, da, se gândesc ei. N-am putut să ajung să cresc din cauza acestor nevoi materiale, din cauza acestor dorințe. Pentru bani, stabilitate, confort material. Și uite, așa muncind sau creând această stabilitate, falsă stabilitate, și-au pierdut uh, pasiunea în relație cu persoana karmică. Dar, păstrați și primul mesaj, voi sunteți ca o comoară pentru ei. Dar trebuie să treacă de blocajul karmic ca să deschidă într-adevăr comoara. E ca și când... Au muncit, dar au închis această. Așa simt să vă transmit. Au închis această, sau au blocat această lădiță cu ușa invers, înspre. ca să poți să deschizi, să-ți vezi valoarea, trebuie să crești, da? Sau, în momentul în care vei deschide și vei vedea ce ai acumulat, vei putea să crești sau. Vei merge înapoi. Dar, în principiu, cam asta e acasă, o, sau o relație karmică, poate nu e acasă, în care au muncit, au încercat să-și creeze stabilitate, nu mai, nu mai merge. Nu mai merge. Uite, zece, da, căsătorie pentru unii. E o căsătorie, clar. În care tot au strâns. Uitați și aici, strânge, strânge, strânge. Bani, pentru că e pentru verde, da? Și totuși apare roata norocului. Schimbarea de energie după care au plâns. Da. Dar trebuie să se elibereze de niște proiecții. Hai să vedem. Clarifică mere -mi mitul. Poate în septembrie vor să vă povestească ceva. Unii dintre ei se gândesc că mai vine septembrie ar cam trebui să le povestești ceva uite ce frumos, a venit o carte în poziție normală Cavalerul de monede da, în septembrie vor să să-și împărtășească emoțiile care probabil n-au fost mărturisite până acum, unii dintre ei vor să povestească eventual despre alte situații prin care au trecut și Cavalerul de monede este cel care, iar face magie vor să-și să, să transforme viața aceasta care a fost până acum lipsită de pasiune, concentrată doar pe confort material, vor să aducă un pic de magie de sus, să o transforme. Dar sunt conștienți că în această transformare e nevoie de multă răbdare, da? ca să nu se păcălească. Cavalerul de monede devine greu. Sunt conștienți. Pentru că o analizează. Sunt conștienți că dacă vor să păstreze acest soare, că am văzut soarele, da? să-l păstreze în sufletul lor, trebuie să muncească și e ceva de lucru, pentru că nu e ușor să treci de la, de la o relație karmică la soare, la justiție, la magie, la dreptate, la da? vindecare. Vindecarea vine greu. Poate unii divorțează. Și chiar dacă nu divorțează, am zis, echilibru și justiția se manifestă în relație cu voi. Voi vindecați ce gândesc despre voi. Că aveți așa un fel de a, foarte inteligent, dar și practic, de a manifesta lucrurile ce gândesc. Că apare și Merlin, apare și Iluzionistul, și Storyteller, probabil. Da, mulțumesc. Dacă ați stat de vorbă, probabil că aveți un fel de a, de a povesti, vreau să zic manifesta, dar mă repetam, de a povesti, de a aduce lumină prin poveștile pe care le spuneți. Pare, în aparență, păreți un iluzionist, dar de fapt sunteți un constructor. Cavalerul de monede e un constructor foarte uh, ordonat și răbdător, construiți lumină, nu știu ce, puneți lumină, puneți speranță, aduceți speranță prin ceea ce cuvântați și ceea ce manifestați în viața lor și în general, nu doar în viața lor Regina de cupe da posibil să fie, da trebuie să renunțe clar la o căsnicie trei de cupe, 10 de ce a fost mai devreme zece de monede 10 de cupe iar. Trebuie să renunțe la o căsnicie, da, în care s-a pierdut pasiunea. Și voi, deocamdată, probabil sunteți a treia roată, sau a cincea roată de la mașină, a treia de la, nu știu, bicicletă. Dar, nu, nu, despre asta e vorba. E vorba despre faptul că voi vindecați, lângă voi, regina de cupe, da, și vindecătorul. Se simt și inocenți, se simt și puternici, se simți și stabili și într-un fel sau altul vă oglindiți unul în celălalt. Pot să manifeste toate contrastele din ei în armonie, în întreajma voastră. Aveți o empatie specială și o sensibilitate pe care probabil că n-au întâlnit-o la multe persoane. Despre asta ar mai vrea să vă vorbească. Um, Opte monede... Două cărți. Ok. O de, monede, da. Au ales, am zis că au ales. Doi de spirale. Dacă până acum au fost ei în cuibul lor, în relația karmică și din când în când vă mai întâlneați, nu trebuie neapărat să fi făcut ceva. Vă mai întâlnea să crea o prietenie, cuibul prieteniei, să zic, sau amiciției, da? Nu neapărat a vreunui amor uh, ilegal, da? Au ales. Faptul că au venit uh, invers este de bine. Au ales. Și am zis mai devreme. Au ales să de la zero. Și asta înseamnă că două de, de spirale duce către valetul de spirale. Hotărârea de a începe o nouă cale. Nouă de spirale, iar. Vor să renunțe la gânduri, la, la această stare negativă, la... Nu cred musai că au pierdut pe cineva, dar poate că au plâns după această construcție care inițial a părut confortabilă, dar s-a transformat, știți cum? Interesant cum vine. Taj Mahalul, toată lumea zice că este un palat Taj Mahalu, da? Dar știți că de fapt este un mormânt. Ei, de fapt, și-au și -au construit mormântul lor. Un mormânt sufletesc. Au, au îngropat sufletul lor în această comoare sau au închis-o în această comoare. Și aici este provocarea pe care le-o aduceți. Trebuie să renunțe. Și au renunțat. Renunță. Da? și vor, se vor implica, 8 de, de, monede, da? Se vor implica în a manifesta asul de cupe, asul de băte, 4 de băte, cum am zis mai devreme, și 3 de monede. Câte cărți într-o singură carte, nu? Vor să aibă totul cu voi. Acum? Depinde și de voi. Ia uite șapte de cupe. Au opțiuni, dar au tregele de spade. Vor să ale... Au ales, mai nu, au ales deja. Dar poate că au totuși fantezii, visează la voi când sunteți departe. Dar, da, visează că e un poet. Regele de spade poate să fie foarte poet. Puteți să ziceți voi ce vreți. Șase de cupe, o relație karmică. Uh, nu atât de karmică. E o relație care vine din alte vieți. Da? Care le -a... ia uitați ce frumos. Păi, ce construcție e aici și ce este aici? Această construcție are flori înăuntru, nu are uh, comori materiale, da? Și tinde către cer. Este albă, este pură. Voi asta ați mai construit în alte vieți. Cred că ați mai fost căsătoriți în alte vieți, unii dintre voi. Și a rămas această dragoste, această floare. Și, mirosul ei vine din, din, alte vremuri. Poate într-un fel sau altul v-ați adulmecat. Hm. Regele de spade devine foarte sensibil. Dacă a fost o mare balanță în special, dar poate să fie și alte planete. Vărsător, gemen, da? Regele de spade devine poet în preajma voastră. Începe să viseze și repede dintre toate opțiunile va ales pe voi. Aveți ceva special. A spar toate celelalte oglinzi. A rămas doar una. Cea în care vă vede sufletele, că am văzut doi de cupe. Mai, dar ce frumos. Regele de spade. Hai să și amestec Ce alt mesaj ar vrea să vă transmită? Sau la ce se mai gândește acest personaj în această perioadă? Sunt gânduri. Gânduri. Yeah. Justiția are aripi prin aceste declarații. Ar vrea să zboară înspre voi. Mm -hmm. Vor să vă ofere și ei parte din lumina lor. Că și voi le oferiți. Voi oferiți lumină, voi vindecați. Și vor să fie într-un fel sau altul să vă răspundă la fel. Că aici este dreptatea, nu să vă răspundă. Tot așa, frumos, sincer, magic. Ups! Mamă, dacă pe cărți au venit! E acesta, Ring of Time. 44, 4, 4. Dar vor să iasă Ring... Pentru mine este Saturn. Este Saturn. Această carte a venit și la numărul 2, dacă mă Vor să iasă dintr-o legătură karmică. Patru de monede, patru și justiția, contractul. Și femeia sau energia feminină este cea care îi conduce o conduce într-o altă direcție. Intuitiv, magic. E o legătură invizibilă care vă -a adus împreună și vă, vă ține împreună măcar o perioadă de timp până reușiți să manifestați această lumină și în sufletul lor. Ea se manifestă în momentul în care sunteți împreună. Iar i-am zis că e o legătură, uitați, o legătură invizibilă între cele două suflete. Ați fost separați, probabil că încă sunteți separați, interesant. Cum reapare, da? Aveți de creat ceva împreună, o misiune publică, într-un fel sau altul sau să vă susțineți amândoi în, 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 carieră și în casă, în comunitatea în care sunteți. Poate nu fi misiune publică pentru unii, poate nu sunteți, nu ați fi toți flăcără gemene, dar suflete pe sunteți clar. Și dacă există o separare între voi, această, am zis, legătură invizibilă va a adus mai aproape, mai aproape, mai aproape și în curând veți fi împreună. În curând veți fi împreună. Și va fi totul soare și lumină. Uitați ce frumos e ce lumină. Poate veți dansa? Poate vă veți împrățișa? În public, fără să vă fie jenă, mai ales dacă se separe. Se va separa de cineva, de legătura karmică. Da, energia feminină este plină de, de, de dragoste necondiționată, de roz, de poezie, de inocență. Bărbatul trebuie să-și să deschide albastru și, și violet, să-și deschide ultimile ceapre. De altfel este foarte iubitor. Da, e în devenire. E în devenire, ce frumoasă. Această legătură e în devenire. Beauty. Ce gândește? Că sunteți foarte frumoase. Foarte frumoși. Da, și lângă voi, ia uitați ce frumos, lângă voi, heart, heart, lângă voi, inima lor se deschide iar, această inima, această lumină, vedeți? Ia uitați-vă, the heart of God. Se simt norocoși, se simt fericiți, sufletul lor vibrează altfel. Ia uite, heart, heart. Multă pasiune, dar și emoții. Frumos, măi, frumos, foarte frumos. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și nu uitați să-mi povestiți. Numai bine, pup, pa, pa! pa.